Localnicii spun că nu au mai văzut așa o abordare și sunt sceptici că asfaltul va rezista mult. E rău drumul făcut, ia uite, glodul cum ședea, s-a pus asfalt pe apă, ia că acolo izvorește apă acolo. E cu așa e lucru? Nu e cam drept așa pus așa, trebuie de pus ca oameni, de pus drumul de făcut și de pus asfalt, așa eu aș zice că asta e pel de bătaie de joc. La prima ploaie tot asta se urdește în sus și o ducă la vale. Calitate, în zadar banii s-au cheltuit. Așa arată un drum reparat în Moldova. Mult mai grav este însă că autoritățile au de gând să plătească pentru astfel de reparații. Reprezentanții primăriei capitalei și cei de la Durlești confirmă că nu au găsit mare abatere în procesul de reparație a drumului. După proiect, noi facem restaurarea drumului ceea ce s-a săpat, ceea ce s-a stricat din urmă. Noi nu facem reparația drumului. În proiect e pus asfaltarea. Aici cândva a fost un stradiu binder. În aceste considerente, proiectanții, conform legislației în vigoare, erau obligați să introducă restabilirea cu asfalt a porțiunii respective. Ceea ce ține calitatea lucrărilor, într-adevăr, sunt o serie de obiecții din partea noastră. Urmează antreprenorul să le remedieze din cont propriu. Antreprenorul nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Pentru schimbarea țevilor sistemului de canalizare și reparație segmentului pe care au fost efectuate lucrările, din bugetul municipal au fost alocate 500.000 de lei.